Perioada de așteptare a tinerilor care trebuie să se mute în blocurile ANL se apropie de final. Municipalitatea a alocat sumele de bani necesare racordurilor la utilitățile publice, astfel încât locuințele să devină funcționale. În această perioadă au fost săpate șanțurile și se lucrează la racordul a trei blocuri la rețeaua centrală de termoficare. Am început această lucrare în urmă cu 2 săptămâni. Avem în jur de 10 oameni, o să mai vină. În funcție de condițiile meteo, noi sperăm ca lucrarea aceasta să se termine la sfârșitul anului. Vizează racordul la rețeaua de termoficare, câte blocuri vor fi racordate și în ce stadiu sunteți? Vizează racordarea 3 blocuri și noi suntem cam 20% din lucrare în momentul de față. Firma care se ocupă de construcția blocurilor ANL a primit din partea agenției toată suma de bani necesară finalizării tuturor spațiilor locative aflate în lucru la ora actuală, așa că acum constructorul nu mai are nicio scuză pentru tergiversarea construcției. Municipalitatea a finanțat din bugetul propriu lucrările de acord la utilități. În acest moment la ANL-uri s-a refăcut zona de muncă, în sensul în care constructorul a primit și ultimele datorii pe care le avea, este cu banii la zi și din câte am înțeles de la cei care se ocupă de la București, în acest moment se lucrează. Sperăm ca până pe 30 noiembrie să mai putem da câteva apartamente în folosință. Putem spune că acesta este ultimul pas ca cei care au semnat deja contractele să se mute aici? E cel mai important pas, mai este și racordul la apă, din câte am înțeles este și aceea în evaluare, deci oferta pentru licitație este în evaluare. În momentul în care se semnează contractul, va începe și apa și atunci toate lucrurile sunt pregătite ca locatarii să se mute. La acest se lucrează, racordul termic se lucrează, mai avem doar apa și în momentul în care și acolo se va lucra, putem spune că suntem pregătiți să primim noi locatari. La Drobeta Turnu Severin, 72 de tineri așteaptă de aproape 2 ani de zile să se mute în casă nouă. Constructorul a întârziat însă foarte mult în a finaliza lucrarea, iar termenele au fost depășite în mod repetat.